Marius Bălu, primul pe lista de consilieri județeni a Partidului Național Liberal, și-a prezentat proiectele pentru mehedinți în fața locuitorilor comunei Broșteni. Alături l-a avut pe candidatul partidului pentru funcția de primar, dar și o parte a echipei de consilieri județeni. Aici, la târgul de la Broșteni, se poate trage o singură concluzie. Este de urgență necesar un program județean de refacere, de sprijin pentru refacerea tuturor târgurilor importante din județul Mehedinți. Uitați-vă că în ce hal arată acest târg, total impropriu. Primăriile care au târguri importante trebuie sprijinite de către Consiliul Județean pentru refacerea de urgență a acestor târguri, pentru a oferi condiții moderne atât vânzătorilor, dar mai ales cumpărătorilor. Foarte mulți oameni, deopotrivă vânzători, deopotrivă cumpărători. Sigur, este important să oferim condiții foarte bune pentru ambele categorii. Un om foarte popular, un om foarte primitor, nu am cuvinte. De critică, de laudă am. Da. Acum? V-ați dori să revină? Credeți? Pentru dânsul tot respectul, mi-aș dori să revină, că e un om de nădejde al mehedințului. A făcut multe pentru mehedinți și sperăm să revină oamenii să-și dea seama ce a făcut și să continue ce lucrurile care le-a lăsat în urmă, să proiectele care nu s-au dus la bun sfârșit. Îl susțin. Rămâna, mulțumesc frumos. De ce? Sper să facă mai multe pentru noi tineri. Și pentru județ, în special pentru tineri. Domn Marius Bălu, cât a fost în funcție, a făcut pentru județ și îl vom vota în continuare, să știți. Mulțumesc mult. Da. Mulțumesc mult. Vă respect, îți bătrân. Și să fiți tare și puternic, să nu vă înfrângă toți banii. Liberalii sunt încrezători în șansa lor de a intra într-o negociere pentru impunerea viitorului președinte de Consiliu Județean. Am fost, cred că, aproape în toate localitățile și candidații sunt foarte determinați. Iar eu cred că în 30-40 de comune ne batem să câștigăm primăria. Iar pe total județ, eu cred că vom avea un scor de 35-36%. Așa fac eu o estimare. Asta înseamnă în jur de 12 consilieri, ceea ce ne pune în poziție de a câștiga președinția Consiliului Județean. În comuna Broșteni se ține în fiecare duminică un târg comunal. Spațiul pus la dispoziția comercianților are însă nevoie de reabilitare din temelie. Să pune asfalt aici! Să ne pună și nouă din ăla balastru, nisip! Păi, gropi, nomoale, n-avem, urdărim hainele, doamnă dragă. Reabilitarea târgului înseamnă o reabilitare totală, inclusiv a parcărilor, inclusiv a... Locurile de parcare reprezintă de asemenea o problemă aici. Da, tot timpul a fost o problemă aici, de ani de zile de când ne știm, tot timpul a fost o problemă cu parcările și cu nămoalele și cu tot. Încercăm să facem ceva să fie bine. Acum depinde de voința oamenilor. Candidații liberali la alegerile din 2 iunie se regăsesc pe toate buletinele de vot la poziția numărul 2.